Termoploiești a decis să întrerupă furnizarea apei calde timp de 2 zile pentru finalizarea unei lucrări importante. În special în zona Republicii, deci am întregit după o perioadă foarte lungă de timp în care inelul principal nu a fost funcțional, am reușit, în urma lucrărilor pe care le-am efectuat pe Bulevardul Republicii, să întregim inelul principal de furnizare a gen termic, respectiv rețeaua primară, lucru care îmbunătățește cu 50% cel puțin funcționarea și continuitatea asigurării funcționării pe furnizarea agentului termic în municipiul Ploiești. Lucrările s-au desfășurat pe magistrala 4 Centru, conducerea Termoploiești de asigurări că acum nu vor mai fi probleme în cazul în care vor apărea avarii în zonă. În momentul în care acest inel este funcțional, apariția avariilor în sistem nu vor mai fi resimțite de clienții noștri. Adică pot apărea avarii, dar noi, având posibilitatea să furnizăm în inel din 2 părți în același timp, ei nu mai vor simți un disconfort dacă noi, Doamne ferește, apar avarii de care nu știm și la care putem interveni, pentru că furnizăm dintr-o parte sau din alta. Adică avem 2 direcții de furnizare, cum ar veni. În cazul unei avarii se continuă furnizarea. Exact, exact. Adică în niciun caz nu se va opri furnizarea agentului termic. De această sistare a apei calde au fost afectate aproximativ 1000 de apartamente. Orice problemă legată de furnizarea agentului termic poate fi sesizată la numărul de telefon 0800 672 777, apelabil gratuit.